Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom recapitula fracțiile zecimale. Să facem cunoștință cu Andrei, bună Andrei, și cu colega lui, Sara. Cei doi copii vor să meargă la supermarket să cumpere fructe. Andrei și-a pus în coș 2,3 kg de banane, iar țara 0,99 kg de banane. Ne întrebăm oare câte kilograme de banane au cei doi copii în coș? Pentru aceasta trebuie să adunăm 2,3 cu 0,99. Este vorba de suma a două fracții zecimale finite. Le scriem una sub cealaltă, având grijă ca partea întreagă să fie sub parte întreagă, virgulă sub virgulă, zecim sub zecim, sutim sub sutim și așa mai departe. Și completăm cu zerouri la zecimale, dacă este cazul. De 0 plus 9 este 9, 3 plus 9 ne dă 12, 2 și 1 minte. Am ajuns în dreptul virgulei, punem virgula. 1 diminte plus 2 obținem 3. Deci rezultatul este 3,29 kg de banane. Andrei a scos câteva banane din coș și a rămas cu 1,32 kg. Ce cantitate de banane a scos din coș Andrei? Știind că inițial avea 2,3 kg de banane. Să vedem cum procedăm. Deci Andrei avea 2,3 kg de banane și a rămas cu 1,32 kg de banane. Deci facem diferența celor două fracții zecimale finite. Trecem separat, scriem una sub cealaltă, având grijă ca partea întreagă să fie sub parte întreagă, virgula să fie sub virgulă, zecim sub zecim, sutim sub sutim și așa mai departe. Completăm cu 0 unde este cazul la partea zecimală și efectuăm operația de scădere ca și la numere naturale. 0 minus 2 nu se poate, ne împrumutăm, 10 minus 2 este 8. Ne-am împrumutat aici, deci 2 minus 3 nu merge, iarăși ne împrumutăm. 12 minus 3 este 9, coborâm virgula. 1 minus 1 este 0. Deci ne dă rezultatul 0,98 kg de banane. Dacă 1 kg de banane costă 5 lei și 20 de bani, cât costă 10 kg de banane? Păi, trebuie să efectuăm produsul dintre 5,20 sau 5,2, pentru că știm că zerourile de la partea zecimală sunt cifre nesemnificative dacă după ele nu mai urmează alte cifre. Deci 5,2 înmulțit cu 10 egal cu. Pentru a efectua produsul cu 10, 100, 1000, deci cu o putere a lui 10, mutăm virgula de la stânga spre dreapta peste atâtea zecimale câte mi-arată puterea lui 10. La noi e 10, adică 10 la puterea întâia. Înseamnă că mutăm virgula peste o cifră și obținem 52 de lei. Dar cât costă 100 de kilograme de banane? Deci trebuie să facem înmulțirea 5,2 ori 100. De data aceasta mutăm virgula de la stânga spre dreapta peste două zecimale, pentru că îl avem pe 100, adică 10 la puterea a doua. Și obținem 5,20. Deci eventual mai completăm cu un 0 ca să obținem cele două zecimale. Deci înseamnă că 100 de kilograme de banane costă 520 de lei. Dacă 1 kg de banane costă 5 lei și 20 de bani, se pune întrebarea cât vor costa 1,32 kg de banane cumpărate de Andrei.
Deci, trebuie să efectuăm produsul între 5,20 sau altfel scris 5,2, pentru că știm că zerourile la partea decimală, dacă după ele nu mai urmează altceva, sunt cifre nesemnificative, înmulțit cu 1,32, egal cu. Pentru a efectua produsul a două fracții decimale finite, le înmulțim ca și cum ar fi numere naturale, deci 52 ori 132, deci 2 ori 2 este 4, 2 ori 5 este 10, 3 ori 2 6, 3 ori 5 15, 1 ori 2 2, 1 ori 5 5, tragem linie și adunăm, 4, 6, 8, 6. Deci ne dă 6864, dar atenție că avem aici o zecimală. Iar din coace avem două zecimale. Deci în total avem trei zecimale. Înseamnă că numărul nostru trebuie să-l scriem cu trei zecimale, deci numărăm de la dreapta spre stânga trei zecimale și obținem 6,864 de lei. Deci bananele vor costa pe Andrei 6,864 de lei. Cât cântărește o banană dacă cele 11 banane cumpărate de Andrei cântăresc 1,32 kg? Deci trebuie să efectuăm împărțirea între 1,32 și 11 ca să obținem cât cântărește o banană. Și avem 11 în 1, în partea întreagă, intră de 0 ori. 0 ori 11 este 0, tragem linie și scădem. Am ajuns în dreptul virgulei, punem virgula la rezultat. Coborâm următoarea cifră, este 3. 11 în 13 intră o dată, 1 ori 11 e 11, tragem linie și scădem, îl obținem pe 2. Coborâm următoarea cifră 2. 11 în 22 intră de 2 ori, 2 ori 11 este 22, tragem linie și scădem. Deci înseamnă că o banană va cântări 0,12 kg, adică 120 de grame. De câte ori este mai mare cantitatea de 1,32 kg cumpărată de Andrei față de 0,99 kg cumpărată de Sara? Deci, trebuie să efectuăm împărțirea între 1,32 și 0,99. Observăm că avem de împărțit două fracții decimale finite. Pentru aceasta trebuie să mulțim atât de împărțitul cât și împărțitorul cu o putere a lui 10, în așa fel încât împărțitorul să devină număr natural. Deci împărțitorul nostru are două zecimale, înseamnă că trebuie să mulțim cu 100 pentru a obține număr natural, a scăpa de virgulă, înseamnă că și de împărțitul îl mulțim cu 100 ca rezultatul să nu se modifice. Și avem 1,32 ori 100 ne dă 132 împărțit la 0,99 ori 100 este 99. Egal cu, să trecem separat să facem operația de împărțire. Și avem 99 în 132. Intră o dată, 1 ori 99 este 99, tragem linie și scădem. 9 din 2 nu merge, 9 din 12 este 3, iarăși 9 din 12, 3. Dar vrem să continuăm împărțirea, deci punem virgulă și adăugăm zerouri. Am ajuns în dreptul virgulei, punem virgulă la rezultat, coborâm următoarea cifră. 99 în 330 intră de 3 ori.
3 ori 9 este 27, 7 și 2 în minte. 3 ori 9, 27 și cu 2, 29. Tragem linie și scădem. 10 minus 7 este 3. Ne-a rămas 2 aici. 2 minus 9 nu se poate, ne împrumutăm. 12 minus 9, iar ești de 3. Și 2 minus 2 e 0. Vrem să continuăm împărțirea, deci adăugăm încă un 0 la partea decimală și îl coborâm. 99 în 330 și observăm că deja se repetă același calcul dinainte. Deci înseamnă că iarăși intră de 3 ori. Dacă vom continua, observăm că această împărțire nu o să o terminăm practic niciodată. Pe asta nu înseamnă altceva decât că rezultatul este o fracție decimală periodică, adică va fi egală cu 1,3 în perioadă. Vă propunem spre rezolvare următoarea problemă. Aveți grijă la ordinea efectuării operațiilor. Vă mulțumim pentru ajutor și vă dorim mult succes! Pe data viitoare!